găsit tuturor! Gata cu binele până pe 15 mai, Mercur, comunicarea, negocierea, semnarea contractelor, achizițiilor, vânzărilor, intră în retrogradare în semnul Taurului, așa încât suntem în alertă și pentru că suntem în alertă, vă anunț că pe bilete.ro a apărut horoscopul ultra detaliat al lunii mai, unde ai toate informațiile necesare, cum să supraviețuiești perioadei de retrogradare din luna mai a planetei Mercur. Cum am și vești bune, pentru că vorbesc și despre Jupiter care intră în mers direct, despre Juno, asteroidul Juno și povestea sa. Deci sunt multe istorii acolo în horoscopul ultra detaliat al lunii mai. Vă recomand pe bilete.ro sau scriindu-ne direct pe contact@alexandracoman.ro puteți achiziționa acest horoscop. Și în această lumină și în această direcție, gata cu binele, să vedem ce sunt... Bine, glumesc, desigur, nu. Bine, hai să vedem ce se întâmplă astăzi pe cer, 21 aprilie, weekendul bate la ușă și ne bucurăm maxim că bate weekendul la ușă. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Astăzi berbecii trebuie să fie atenți la provocările ce pot apărea la locul de muncă. În loc să cazi pradă emoțiilor și orgoliilor, soluția cea mai bună este să-ți păstrezi calmul și să te limitezi doar la acțiuni de rutină. Îți recomand să eviți interacțiunea cu femeile, deoarece strategiile, sfaturile și părerile lor vor fi complet nerealiste în următoarele ore. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Multă activitate planetară în secțiunea banilor înseamnă că iei lucrurile mult mai în serios decât de obicei, nu numai despre obiectivele pe termen lung, dar mai ales despre modul în care le vei finanța. Va trebui însă să faci ordine între obiective realiste și obiective nerealiste. Asta este cea mai mare provocare a acestei zile. Dar vezi, trebuie să iei o decizie până la urmă, nu mai poți să mergi într-o stare de ambiguitate. Și încă ceva, s-ar putea ca cineva să te caute, să-ți ceară un împrumut. Îți recomand să nu dai niciun ban, pentru că nu o să mai vezi înapoi banii ăștia, dar... De ce îți spun nu-i da? Pentru că, ok, când împrumut știi că există riscul să nu-i mai vezi banii. Dar îți spun, te va afecta, îți va lua sporul. Abundența ta se va duce în altă parte. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Când lucrurile sunt făcute să funcționeze bine, totul merge ca uns. Dacă ai prea multe obstacole, prea multe piedici și prea multe blocaje, ar fi cazul să începi să te întrebi dacă proiectul la care lucrezi chiar merită atâta osteneală. Poate te afli pe un drum greșit. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Ai un program încărcat, complicat, obositor, dar astăzi, cu un weekend bătându-ți la ușă, îți vei găsi timp și pentru hobby-urile tale. Se pare că începi să ieși din starea ta de letargie, de depresie. Vrei să te și distrezi, vrei să ieși în oraș cu prietenii și să savurezi viața din toate punctele de vedere. Ești atras astăzi de lucruri frumoase, de lucruri interesante și incitante, însă ai grijă la cheltuielile pe care le faci. S-ar putea să-ți depășești cu mult bugetul planificat. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leu. Leii astăzi îi apuc așa o poveste de sihăstrie și vor să se izoleze față de ceilalți. Este bine să petreci timp de unul singur. Însă, totuși, nu-i în structura zodiei tale să te îndepărtezi chiar de toți și de toate, să tragi linia. Înțeleg că poți să fii scârbit de o situație, înțeleg că poți să iei să fii obosită sau obosit de viață în general, dar
fuga nu este soluția. Astăzi e în regulă, hai, te iertăm, trecem peste. Dar ia în calcul că în curând trebuie să te reîntorci în lumea socială. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Ai lucrat mult în ultima perioadă, iar astăzi este ziua perfectă să iei o pauză și să-ți reactivezi prietenii. Și aș vrea să-ți mai adresez o întrebare. Ce faci, frate, cu sufletul tău, cu inima ta, cu dragostea? Pentru că ai niște sentimente față de o persoană, dar aceste sentimente față de persoana respectivă îți este frică să le exprimi, îți este frică să le manifesti, îți este frică să le aduci în atenția ei. Nu ar fi mai bine dacă vrei să creezi oportunitatea unei relații, să spui ceea ce simți, să exprimi ceea ce simți, s-ar putea să ai un răspuns care să te încânte foarte mult din partea celuilalt. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi este o zi destul de problematică în ceea ce privește viața profesională. Îți recomand să fii foarte atentă sau atent la sfaturile binevoitoare ale celor din jur și să nu iei decizii pripite. Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. Ți se face o propunere, însă ești destul de nehotărât și ai o mulțime de întrebări. Încearcă să nu mai ții aceste întrebări pentru tine, ci abordează persoana direct pentru că ai nevoie să-ți clarifici semnele de întrebare, nu? Și abia cu răspunsurile primite și integrate în sistemul legat de situația respectivă, vei putea să iei o decizie clară și vei fi pregătit să iei o decizie clară. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Vrei să te distrezi, vrei să trăiești viața, bate weekendul la ușă, dar pentru asta, mai întâi, trebuie să-ți rezolvi problemele pe care ți le-ai stabilit în agenda zilei. Ai multă treabă și multe responsabilități, așa încât distracția vine mai târziu, iar acum este vorba despre muncă. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Partenerul de viață vrea să își repare anumite greșeli, motiv pentru care îți face tot felul de promisiuni. Cu toate că nu știi dacă să le iei de bună sau nu, dacă să crezi în aceste promisiuni care ți se fac sau nu, ai tendința să te lași dus de val și să trăiești momentul. Timpul va arăta însă cât de sincer și cât de onest și cât de implicat în promisiunile sale a fost partenerul sau partenera ta. Acum ia-le ca atare și decide puțin mai târziu. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Ai niște probleme financiare și nu vrei să se știe acest lucru. Cu toate acestea nu mai poți continua să ai cheltuielile pe care le-ai făcut până acum. Învață să-ți restrângi și să-ți limitezi mai mult bugetul. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Ei, peștii sunt cunoscuți pentru evazivitatea lor, adică se fofilează când apare o situație mai stresantă. Nu toți, dar e o formă de reacție specifică acestui semn zodiac. Așa încât îți recomand astăzi să nu mai eviți confruntările directe, pentru că s-ar putea să-ți salveze pielea. Cineva te atacă cu tot felul de vorbe neadevărate. Poate că ar fi bine să abordezi direct această persoană și prin atitudinea ta încrezătoare să o faci să tacă din gură. Este important să te confrunți. Nu este momentul să dai înapoi. Dragii mei, horoscopul ultra detaliat al lunii mai vă așteaptă pe bilete.ro sau scriindu-ne pe contact@alexandracoman.ro. Să aveți un weekend fabulos și noi să ne vedem cu bine și la alte filmări și la alte